Te-ai întors din nou la Dej cu un nou concert de Crăciun. Ce da. E diferit anul acesta față de anul trecut? Nu cred că e ceva diferit, pentru că eu îmi cânt aceleași cântece de Crăciun pe care lumea le știe de ani de zile. Dar eu am fost foarte rar în orașul acesta și am venit anul trecut cu primul meu concert de Crăciun. Desigur, dacă vrei o noutate, copilăria mea am petrecut-o cam pe la Dej, că am rude aici, neamuri, și de fiecare dată în vacanță veneam aici pe deal, pe dealul Dejului și vizitam Salina și toate lucrurile astea importante din oraș, dar n-am fost, cred că, de vreo 10 ani. Și când am venit și am văzut o sală arhiplină de oameni care au cântat cu mine, care au simțit sărbătoarea asta Crăciunului, am spus trebuie să revin. Și atunci agenției mele de impresariat cu care lucrez am spus viu la Cluj, dar să mă aduceți și la Dej, cum se zice la noi, pentru că e un oraș care are un public special, un public care se pare că primește cu drag cântecul meu de sărbătoare. Anul trecut ai făcut furor cu acel costum, cu acele aripi pe care ți le-ai deschis în timpul concertului. Anul acesta ai pregătit ceva special? Nu, anul acesta suntem mai mult, mergem mai mult pe sentiment, mai mult pe suflet, pentru că lansez în cadrul acestui spectacol un album nou, un album cu cântece noi, sunt 18 cântece noi și atunci oamenilor le cânt aceste cântece în premieră și de fiecare dată un artist, ca să aibă public la sală, părerea mea este că trebuie să se reinventeze, să vină cu ceva nou. Desigur că și anul acesta am costumații spectaculoase realizate de scenograful Maria Miu, premiată Uniter, pe lângă faptul că este o mare scenografă, este un costumier de teatru și film remarcabil, cu peste 30 de ani de activitate profesională. Încerc să ofer publicului, pe lângă repertoriu, și apariții frumoase și unice, pentru că noi artiștii trebuie să ne respectăm în primul rând pe noi la sală. Publicul vine îmbrăcat elegant să te privească, să te asculte și atunci tu trebuie să fii la înălțime. Asta știu de la profesorii mei de canto, care din păcate nu mai sunt și care m-au învățat că pe scenă trebuie să fiu unic. Și nu pot să uit momentele acelea de acum 20-30 de ani când luam lecții de apariție scenică, de dicție, de vorbire. Cred că am nișa mea, publicul meu care vine, public constant, public care plătește bilet să mă vadă la sala de spectacol, situația în care avem zeci, sute de canale de televiziune în lumea asta și nu e ușor să scoți omul din casă, să lase din problemele lor, din grijile lor, din greutățile lor, să vină să te vadă pe tine două ore. Fac lucrul acesta cu mare respect și onoare pentru publicul din toată țara, suntem în peste 30 de orașe mari în această lună, nu ne este ușor împreună cu echipa mea, dar îmi doresc ca să uite de probleme și de griji măcar pentru aceste două ore și să se simtă undeva într-o altă lume, undeva la porțile cerului, așa cum se cheamă și turneul meu. Poți dezvolui puțin ce vei face de sărbători? De sărbători nu voi împodobi bradul, pentru că de vreo 5 ani nu-l mai împodobesc, nu am timp, termin în ianuarie și atunci ce rost are să mai împodobesc bradul dacă nu mă bucur de el? În schimb, împodobesc brazii din țară. Uite ce frumos e bradul ăsta. N-am avut globuri, decât beteală, dar e bine și așa. Mai glumim spunându-vă că de sărbători voi fi la Iași, în inima Moldovei, la Casa Studenților, unde o să am concert și termin pe 30 decembrie, când mă voi întâlni și eu cu cei dragi, cu familia mea, o zi, pentru că pe 1 ianuarie plecăm în Israel la Festivalul România, dar și venim la jumătatea lunii ianuarie. Deci, cam pe la jumătatea lui ianuarie încep eu să iau vacanța și atunci știți ce fac eu în vacanță, mă relaxez pictând, stau acasă în pijama, de-abia aștept să stau în pijama, pentru că schimbi atâtea ținute, atâtea costume, când ajungi acasă îți dorești să fii liber și să... Eu pictez atunci când mă relaxez cel mai mult, am un proiect de 4 ani de zile care se cheamă Artă pentru Suflet, proiect care sprijină tinerii talentați și artiștii bolnavi ai României și m-am bucurat să văd că oamenii au fost deschiși acestui proiect și că în acești ani am reușit să sprijinăm peste 200 de artiști români și români basarabeni. Dar eu, fiind autodidact, neavând studii, pe mine mă relaxează să stau acolo la mine și să mâzgălesc, cum spun eu. Dar fac lucrul acesta cu mare pasiune, așa cum fac și muzica mea. Pentru că de fiecare dată când te uiți în urmă, trebuie să spui că n-am trăit degeaba.
și vreau să cred că prin muzica mea, prin arta mea, fac lucruri frumoase care vor rămâne în timp pentru oamenii dragi. Venind la Dej, îmi aduc aminte de oameni dragi, îmi aduc aminte că aici locuiește acum învățătoarea care mi-a pus creionul în mână, doamna Mânzat, care are o vârstă respectabilă și care în această după-amiază vine să mă vadă la spectacol după 10 de ani. Cred că este un moment unic și pentru ea o să fiu un pic mai atent, pentru că vreau să-i spun la mulți ani. Este omul care m-a învățat să citesc, este omul care m-a învățat să vorbesc corect în limba română și atunci, desigur, când vii la Dej și știi că ai în sală omul care te-a sfătuit la începutul anilor, cred că emoțiile sunt mult mai puternice și mult mai mari. O urare de sărbători la final, te rog. Doamne, nu știu ce să vă spun, să aveți un Crăciun colindat de rai luminat, să trăiască tot românul, cât stejarul și gorunul, să găsești la el acasă, pita aburind pe masă, să trăiască neamul meu, creștinesc în Dumnezeu ce atât s-a chinuit, amărât și obidit. Dragi români, veniți acasă, nicăieri nu-i mai frumos decât în această țară care are toate formele de relief. Fiți români adevărați, oriunde ați fi, dar să nu uitați să vă întoarceți acasă. Cei dragi vă așteaptă cu brațele deschise.